Primăria Municipiului Timișoara demarează licitația pentru execuția lucrărilor din lotul 4 al proiectului Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe. Imobilul vizat se află pe strada Coriolan Bredicianu, numărul 1315. Lucrările includ hidroizolare, izolarea acoperișului, diverse lucrări specializate de construcții, finisaje și instalarea tâmplăriei nemetalice. De asemenea, alte trei blocuri incluse în proiectul de reabilitare Reabilitare termică au fost finalizate recent și urmează a fi recepționate. Totodată, primăria Timișoara a reușit să deblocheze lucrările de reabilitare termică la 68 de imobile, în urma procesului de revizuire a soluției tehnico-economice. La finalul programului, în mai bine de peste 3000 de apartamente, confortul termic va fi comparabil cu cel al unor blocuri nou construite, transmit reprezentanții primăriei Timișoara.